Să rămân. Bună dimineața, mulți ani, primăvară frumoasă. Și tot ce vă doriți. Așa le-a întâmpinat primarul municipiului Suceava în lungul pe doamne și domnișoare de ziua lor. Ca în fiecare ultimii 7 ani încerc să aduc și o oază de bucurie, să felicit o parte din doamne din orașul nostru, cele care mă întâlnesc prin zona centrală, bineînțeles că este un gest simbolic. În același timp vreau să transmit la toate femeile din municipiul nostru, la toate doamnele, domnișoarele, mame, eu știu, fiice, fiecare cu ipostaza ei, multă sănătate, bucurii, o primăvară frumoasă și călduroasă. Și în ultimul rând se transmit și celor doamnelor la mine din familie, soției mele, fiicii mele, viitoarei nurori și în ultimul rând mamei mele, la fel, mulți ani, o primăvară frumoasă și de ce nu tuturor sucevenilor le transmit aceleași gânduri de sănătate, de bucurii și mai multă speranță. Ați apucat să-i dați o floare și soției dumneavoastră sau da, nu? Da, i-am dat prima floare, ei i-am dat-o aseară. Ca să fiu primul pentru ziua de 8 martie, deci mi-am felicitat soția în cursul seriei de ieri și, bineînțeles, la toate doamnele din primărie o să le dau câte o floare, pentru că așa este frumos. Să rămână! V-am dat o floare, v-am dat o floare, bine, să rămână! Gestul primarului Lungu a fost primit cu zâmbete largi și mulțumiri pentru galanteria de care a dat dovadă. Felicitările și darul edilului municipiului reședință de județ au ajuns și la femeile aflate la volan, indiferent că au fost surprinse în trafic sau în parcare. Șeful municipalității a împărțit cu ocazia zilei de 8 martie câteva sute de garoafe, maratonul de felicitare debutând la primele ore ale dimineții cu doamnele din primărie. Trebuie menționat că primarul Ion Lungu din acest gest a făcut o tradiție, fiind la a 6-a primăvară când fură zâmbetele sucevencelor în acest mod.